În această seară minunată avem un grup de colindători din orașul Mizil, orașul copilăriei mele. Acest grup colaborează din acest moment, este un moment unic, cu Fundația Buna Vestire și cu televiziunea Inedit. În partea stângă și în partea dreaptă avem doi coordonatori ai grupului, este vorba de... Da, cunosc cu Silviu Daniel. Îi dau microfonul să spună câteva cuvinte. Mă bucur că mă pot și ne putem afla în fața dumneavoastră în această seară minunată, seara de Crăciun, care este un prilej pentru probabil toți românii să fie lângă persoanele dragi, lucru pe care încercăm și noi în acest moment să-l facem. Suntem un cor ce datează de 27 de ani, iar acest cor face parte din organizația noastră care a împlinit aparent 30 de ani anul acesta. Este vorba de Liga Tineretului Creștin Ortodox Mizil. Este singura organizație de tineret și de voluntariat din orașul Mizil și are ca scopuri partea filantropică, partea socială, dar și cea culturală, implicând practic toți tinerii sau cel puțin o bună parte din tinerii din orașul nostru, încercând astfel să-i aducem pe calea cea bună și să încercăm să le formăm un viitor cât mai bun pentru aceștia. Frumos spus. Dacă vrei în câteva cuvinte despre predecesorul sau cel care a inițiat sau s-a ocupat înainte de acest grup. Este foarte important de menționat că atât organizația cât și grupul nostru, corul în sine, grupul Ligii Tineretului, practic noi suntem o ligă, l-a avut ca fondator și ca persoană de bază, ca, aș spune, sufletul Ligii, pe Dumitru Vasilescu, cunoscut în oraș ca și Mitu, Mitu de la Ligă. El practic ne-a vegheat și acum din păcate ne veghează de acolo sus sau din fericire, el este mereu lângă noi. Această persoană a fost de fiecare dată lângă noi și ne-a insuflat ideea iubirii și ideea iertării și tainele pe care astăzi aparent încercăm și noi să le ducem mai departe către generațiile viitoare. Și în partea dreaptă, pe cine avem? Mă numesc Gheorghe Robert Gabriel, împreună cu Deaconescu Silviu conducem acest cor. Ne ocupăm, eu mă ocup mai mult de partea vocală, Deaconescu se ocupă mai mult de partea organizațională. Ne bucurăm că v-am colindat, sper că v-a plăcut și cam atât. Și transmiteți sau transmiți ceva mizilenilor? Mizilenii să ne aștepte acasă, că o să venim să-i colindăm peste tot. O să se bucure ca de fiecare dată mizilenii și domn primar la fel, domnul Silviu, să ne aștepte. De ce e vorba de domnul Negraru Silviu, primarul acestui oraș, primar care chiar se implică în realizarea și promovarea folclorului autentic și nu numai în orașul Mizil. Dar pentru că aici avem tineri din orașul Mizil, îmi dați voie să... Ia să facem altceva. Ia să le luați dumneavoastră numele și prenumele la fiecare în parte, să fie cunoscuți. În regulă, atunci, da, vă spuneți numele și prenumele repede. Numele meu este Banița Ana Mihaela. Neagu Alexia. Radu Antonia Rafaela. Voica Tudor. Oprea Inis. Căruțașu Darius. Costache Andreea Miruna. Ghidia Codruț. Dumitrescu Ramona Valentina. Copzagu Diana Mihaela. Stan Nicola Francesca. Popescu Dragoș Georgian. Duț Roberta. Caleașcă Teodora. Pătru Andreea. Rusu Adrian. Șerban Roxandra Mihaela. Elisei Mihai Daniel. Mușetiescu Andra Luiza. Vanessa Adam. Radu Dobre. Gheorghe Robert Gabriel. Și aici în partea stângă, din partea fundației, Gheorghe Adrian. Eu ce sobru este, mă. Da. Acesta este minunatul grup din orașul Mizil. Sărbători fericite mizilenilor, sărbători fericite tuturor românilor din această minunată țară, România.